Dumnezeu, pe de o parte, așteaptă din partea noastră să fie slăvit, dar pe de altă parte, îl vedem pe Dumnezeu preocupat ca El însuși să ne slăvească pe noi, da? El își face plăcere să îi slăvească pe oameni. Și acum vreau să citim Psalmul 149 și să văd dacă găsiți gândul acesta. Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut. Să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri. Să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Să saltă de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă. Să scoată strigăte de bucurie la așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tărișuri în mâna lor. Ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier. Ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, nu știu când v-ați gândit ultima dată la modul în care Dumnezeu privește înspre copiii Lui, înspre poporul Său. Nu știu când v-ați gândit ultima dată oare când Dumnezeu se gândește la mine. Când Dumnezeu se uită la mine. Ce este în mintea și în gândul Lui? Cum mă privește Dumnezeu pe mine? Ce planuri are Dumnezeu cu viața mea și ce vrea El să realizeze în viața mea și cu viața mea? Psalmul 149 este un psalm care ne aduce în atenție acest gând extraordinar al faptului că Dumnezeu, spune în versetul 4, are plăcere de poporul Său. Vă gândiți, fraților, că Dumnezeu are plăcere de poporul Său. Lui Dumnezeu îi face plăcere să se gândească la noi. Dumnezeu se gândește la noi cu bunătate, mântuindu-ne. Dar după ce ne-a mântuit, Dumnezeu își găsește plăcerea să fie împreună cu noi, să se gândească la noi. Este preocupat de fiecare dintre noi. Are plăcere de poporul Său. Și am cântat la început, aceasta este ziua Domnului, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și în prezența Domnului se întâmplă ceva extraordinar. Noi ne găsim bucuria și veselia înaintea Domnului, dar în același timp cuvântul ne spune că și Domnul își găsește plăcerea în poporul Său. Dumnezeu nu își găsește plăcerea în lumea aceasta, în întâlniri și festivități organizate de lume. În Baia Mare, în zilele acestea, este sărbătoarea orașului, sărbătoarea castanilor, sărbătoarea care adună zeci de mii de oameni la petreceri, la nu știu cum se distrează ei acolo și cum petrec, da? E adevărat că sunt și lucruri care sunt neutre din punct de vedere moral și la care nu-i greșit sau rău că participăm și noi să vedem Expo Flora sau știu eu, diverse lucruri care sunt amorale, nu-i nimic greșit. Dar oamenii aceia își găsesc plăcere în distracții care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este acolo. Dumnezeu nu participă acolo. Dumnezeu nu este la scena la care dansează și cântă marile vedete ale țării noastre pe plan muzical. Dumnezeu nu găsește plăcere acolo. Însă știți unde își găsește plăcerea Dumnezeu? Dumnezeu își găsește plăcerea acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Domnului Iisus. Domnul Iisus a spus acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor. Nu vi se pare paradoxal că sunt întâlniri de zeci de mii de oameni și Dumnezeu nu este acolo? Și oamenii aceia parcă se simt bine? Și nu vi se pare interesant că în același timp Dumnezeul preanalt își găsește plăcerea să fie în mijlocul unui popor, poporul Lui, adunați în numele Lui la chinare. 2 sau 3, 10, 15, cât suntem noi. Adunați în numele Lui și El își găsește plăcerea de, în mijlocul poporului Său. Acesta este marele paradox, în același timp marele nostru motiv de bucurie. Că ceea ce contează pentru noi este prezența Lui Dumnezeu în mijlocul nostru și asta aduce
adevărata împlinire. Și apoi spune, Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Adică nu slăvește cu sensul de a-i lăuda, ci cu sensul de a-i, ridica la un statut înalt. Ei sunt nenorociți. Dar Dumnezeu, dintr-un nenorocit, poate să facă un om slăvit. Îl poate ridica la un nou statut. Îl ridică la un nou standard, la o nouă viață. Și apoi spune versetul 5, să salte de bucurie credincioșii lui, îmbrăcați în ce? Îmbrăcați în slavă! Să fii copilul lui Dumnezeu este cea mai mare onoare și slavă de care poți avea parte în lumea aceasta. Nu este slava cu care sunt înconjurați politicienii care se duc în fața mulțimilor și așteaptă să primească laudele și aprecierile lor. Nu sunt slava, nu este acelor care cântă pe marile scene ale lumii. Sunt îmbrăcați în slavă, sunt copiii lui Dumnezeu, care au parte de slava lui Dumnezeu, care sunt copleșiți și îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. Și mai observ încă un lucru, zice, în următoarele versete apare este un text care pare ciudat pentru noi să-l înțelegem în modul în care este exprimat. Și zicem, cum se poate ca psalmistul să ne îndemne, spune în versetul laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra... Răzbunare? Vrea Dumnezeu să fie răzbunător, să facă răzbunare asupra neamurilor, să pedepsească popoarele, să lege pe împărați cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul. Adică ne cheamă Dumnezeu să fim răzbunători, să fim răi, să fim contropitori, să nimicim oamenii în jurul nostru? Să aducem judecată, să facem de judecată, să nimicim oamenii în jurul nostru? Aș vrea să înțelegem că de fiecare dată când găsim astfel de referiri în Vechiul Testament, și mai ales în psalmi, sunt numiți psalmi de imprecație, adică psalmi ai blestemelor. Și în psalmul 139 la cuvenție, nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, îi urăsc o ură desăvârșită. Vrea Dumnezeu să urâm pe cineva? Trebuie să urâm oamenii sau să iubim? Cum putem să înțelegem aceste lucruri? Noi trebuie să înțelegem că ceea ce în Vechiul Testament Dumnezeu cerea să fie judecată la propriu asupra oamenilor, și poporul lui Dumnezeu trebuia să nimicească și să omoare cu sabia, cu desăvârșire tot ce era murdar și străin de Dumnezeu în jurul lor, în același fel, principiul în Noul Testament este că Dumnezeu este sfânt și copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste curățire morală și spirituală în jurul lor. Nu sabia cu două tăișuri, nu este o sabie fizică cu care să tăiem și să nimicim oamenii în jurul nostru. Care este sabia cu două tăișuri a credincioșilor? Cuvântul lui Dumnezeu, cu care facem judecată, cu care facem dreptate, cu care scoatem la iveală lucrurile rele din lumea aceasta și cu care chemăm pe oameni la un nou mod de viață. De la cel mai mic la cel mai mare le arătăm că viața adevărată este în Dumnezeu. Amin? Amin. Aceasta este chemarea noastră. Nu să nimicim oamenii în jurul nostru, ci să venim cu sabia cuvântului lui Dumnezeu. Și să facem lumină și să facem curățenie în viața lor, așa fel încât ei să se poată întoarce la Dumnezeu. Și zice, aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Vedeți? Un Dumnezeu care vrea să ne cinstească. Care vrea să ne slăvească. Să ne îmbrace cu slavă. Să ne ridice la un nou statut. Să ne dea o nouă dimensiune. Și când ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să umbli cu capul ridicat. Trebuie să umbli cu demnitate. Trebuie să trăiești conform statutului pe care l-ai primit prin har, de copil al lui Dumnezeu, de om din poporul lui Dumnezeu. Și să te bucuri, să lauzi pe Domnul din toată inima. Așa că vreau să ne ridicăm în picioare și în această primă rugăciune așa, să aducem laude și mulțumire înaintea Domnului, să cântăm, să înălțăm numele Lui, pentru că am fost și noi cândva nenorociți. Pentru că eram și noi nenorocirea păcatului. Eram despărțiți de Dumnezeu și sortiți pe ei. Dar Domnul a avut grijă și s-a îndurat de noi
Așa cum spune versetul 4, slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Haideți să ne ducem înaintea Domnului să spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai slăvit și pe mine mântuindu-mă. M-ai slăvit, Doamne, adică m-ai ridicat de unde eram, din groapa păcatului, din groapa morții. M-ai ridicat din condamnarea iadului și m-ai slăvit, Doamne, m-ai așezat pe un statut de copil al Tău, de om din poporul Tău, moștenitor al împărăției Tale. Îți mulțumesc că m-ai slăvit, mântuindu-mă. Și îți mulțumesc, Doamne, că m-ai îmbrăcat cu cinste și cu slavă. Și îți mulțumesc că îmi dai această responsabilitate și încredințare să duc mesajul acesta și altor oameni din jurul meu. Ne rugăm cu bucurie și cu mulțumire înaintea Domnului, cu laude, cât mai mulți dintre noi.